Încă de când eram mic copil, m-au fascinat jocurile RPG și Open World. Și de la jocul Oblivion din anul 2006, am așteptat următorul joc din seria Elder Scrolls și 5 ani mai târziu, cei de la Bethesda au lansat un joc ce avea să influențeze o generație de gameri. Fie că ați jucat sau nu acest joc, cu siguranță ați auzit de seria Elder Scrolls și, mai ales după ultimul titlu și anume Skyrim. Chiar dacă încă așteptăm Elder Scrolls 6, eu nu cred că o să fie lansat decât peste mulți ani. Și din acest motiv o să vorbim despre cum și în ziua de astăzi, la 10 ani de la lansare, Skyrim încă este relevant. Jocul clar are o poveste foarte bună, dar ceea ce face ca Skyrim să fie cu totul special este lumea creată de către Bethesda, ce te va lăsa cu gura căscată, inspirată din mitologia nordică. Lumea din Skyrim are o varietate nedescrisă, de la păduri de conifere, la munți înghețați, până la câmpii. Jocul mereu te va surprinde. Chiar și în ziua de astăzi, jocul primește diferite moduri, bineînțeles făcute de fani, ce îmbunătățesc semnificativ grafica acestui joc. Și nu numai asta, jocul poate fi modificat în foarte multe feluri, dându-le jucătorilor libertatea să experimenteze. Faptul că acest joc te va ține nenumărate ore, fără să te plictisești, cu o mulțime de side quest-uri și de moduri în care vei interacționa cu anumiți NPC și te va face să te îndrăgostești de acest joc. Deși cei de la Bethesda s-au axat în ultimii ani mai mult pe Elder Scrolls Online și au lăsat în umbră seria single player, nu putem nega că Skyrim a ridicat bara destul de mult când vine vorba de RPG-uri și, în afară de Witcher 3, ce se ridică la același nivel după părerea mea în ultimii 10 ani, nu prea a mai avut parte de un RPG medieval cu un asemenea impact în pop culture și în industria gamingului. Chiar și în ziua de astăzi sunt puse clipuri pe YouTube în care se discută despre acest joc, arătându-ne cât de mult a influențat în ultimii 10 ani. Și chiar dacă grafic nu este cel mai realist joc, putem spune din punct de vedere grafic că se menține destul de bine, deși lumea din Skyrim a fost întrecută de alte jocuri open world, cum ar fi The Witcher sau Red Dead Redemption 2. Jocul încă este relevant chiar după atâta timp. Deși încă aștept Elder Scrolls 6 și a fost anunțat în 2018, unele zvonuri ne spun că de-abia în anul 2025 va fi lansat și faptul că Skyrim este ultimul joc din serie, excluzând Elder Scrolls Online, putem spune că Skyrim ne va oferi încă câțiva ani de gameplay și de plăcere. Într-o lume atât de bogată și plină de lore, Skyrim încă este relevant și în ziua de astăzi. Încă din anul 2011, nimeni nu se aștepta să aibă impactul acesta. Dacă Oblivion a vândut în prima lună în jur de 3,5 milioane de unități, Skyrim în prima săptămână a vândut 7,4 milioane. Și chiar și în ziua de astăzi este destul de cumpărat și din acest motiv, cei de la Bethesda încă nu au lansat Elder Scrolls 6. Fiindcă de ce ar face un joc nou când un joc de aproape 10 ani încă generează sume destul de importante? Amintindu-mi foarte mult de cei de la Rockstar cu GTA 5, cum îl monetizează și în ziua de astăzi, la 8 ani distanță, și niciun GTA 6 la orizont, deși asta este cu totul o altă poveste. Skyrim și în ziua de astăzi are un potențial uriaș, cu niște moduri atât de bine implementate, îmbunătățind grafica așa de mult, încât uneori îți vine greu să crezi că jocul ăsta a fost lansat în 2011. Dar, după părerea mea, acest joc încă este relevant și va fi mulți ani de acum încolo. Spuneți și voi în secțiunea de comentarii, credeți că Skyrim încă este relevant și în ziua de astăzi și dacă așteptați următorul titlu din această serie incredibilă? Eu sunt Alex și nu uitați să dați subscribe, like, share, fiindcă mă ajută foarte mult să crească acest canal și pentru mine este important. Dacă mai vreți content de acest gen, lăsați în secțiunea de comentarii. Până data viitoare, salut!